Închinarea este supunerea întregii noastre naturi înaintea lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a-ți sensibiliza conștiința prin sfințenia lui Dumnezeu. A-ți hrăni mintea cu adevărul lui Dumnezeu. A-ți purifica imaginația cu frumusețea lui Dumnezeu. A-ți deschide inima în fața dragostei lui Dumnezeu și a-ți dedica voința scopului lui Dumnezeu. Această descriere frumoasă a închinării, cu variatele ei aspecte, arată bogăția caracterului lui Dumnezeu și bogăția răspunsurilor noastre la lucrarea sa în viețile noastre. Bună ziua! Mă numesc Richard Mooney și sunt aici la biroul nostru Jubilate din Oradea. Subiectul nostru este înnoirea închinării și mai mult este motivul nostru de rugăciune ca Domnul să restaureze în bisericile noastre o înțelegere înnoită și biblică a închinării și să lucreze prin noi ca închinători autentici, adevărați, în duh și în adevăr. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne, Dumnezeu nostru, venim înaintea Ta cu mulțumire pentru cine ești și pentru chemarea Ta în viețile noastre și pentru faptul că ești învățătorul nostru. Îți mulțumim pentru Iisus Hristos și mântuirea pe care o avem prin jertfa Sa. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrarea Duhului Sfânt în noi și prin noi. Doamne, stânca noastră și izbăvitorul nostru, primește cu bunăvoință cuvintele gurii noastre și cugetarea inimii noastre. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amin. La fel ca prima mea prelegere, rolul muzicii în închinare, și prelegerea aceasta este luată din cartea mea despre închinare, din capitolul 16, Înnoirea închinării. Ne rugăm ca această carte să fie gata pentru publicare la începutul anului 2021 la editura Jubilate. Acest material, nu numai cele două prelegeri, ci toată cartea mea, este rodul celor 41 de ani de experiență ca slujitor în domeniul închinării și în domeniul muzicii, în 7 biserici, pe 3 continente, 2 ani în Filipine și 24 de ani aici în România. Ca pregătire am doctorat în imnologie creștină și în închinare. Pentru că analizăm un subiect atât de complex, înnoirea închinării, consider că este potrivit să vă spun aceste lucruri despre mine. Sper că ați reușit să descărcați de pe internet materialul oferit pentru această prelegere, foaie de lucru. Discuția noastră cuprinde 4 subiecte. În această prelegere avem 4 teme de discutat. În primul rând, închinarea biblică, givaierul bisericii. 2. Tendințe care nu reflectă o înțelegere biblică a închinării. 3. Caracteristicile închinării înnoite. Și 4. O privire asupra bisericii locale. Psalmistul se roagă: Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși.
fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Psalmul 80 cu 19. În noua traducere, în limba română, versetul începe așa: Doamne, Dumnezeul oștirilor, adune înapoi. Fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. În mai multe versiuni în limba engleză începe cu Restore us, O Lord, adică restaurează-ne, Doamne. Psalmistul îi cere lui Dumnezeu în rugăciune ca relația sa cu poporul său să fie restabilită. La rândul nostru putem folosi și noi cuvintele acestui psalm și să-L implorăm pe Dumnezeu să restaureze în biserica actuală o înțelegere înnoită și biblică a închinării. Această restaurare și înnoire este posibilă doar prin harul lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt. Așa să ne rugăm: restaurează-ne, Doamne! Într-un mesaj din anul 1961, A.W. Tozer a descris închinarea drept juvaierul pierdut al bisericii. El a sugerat că în vreme ce diferite lucrări ale bisericii, precum educație creștină, activitate socială și evangelizare, primesc o atenție sporită, din nefericire, domeniul închinării este de multe ori neglijat. Adeseori, biserica actuală pune accentul pe forma și pe stilul închinării bisericii în așa fel încât se pierde esența biblică a închinării. De aceea, spune Tozer, închinarea este juvaierul pierdut al bisericii. Mai este observație lui Tozer valabilă în zilele noastre, după aproape 60 de ani? Tozer a mai zis: scopul lui Dumnezeu în trimiterea Fiului Său pentru a muri, a învia, a trăi și a sta la dreapta lui Dumnezeu Tatăl a fost ca El să ne poată restitui juvaierul pierdut, juvaierul închinării, ca noi să ne întoarcem și să învățăm să facem din nou lucrul pentru care am fost creați inițial, adică să ne închinăm Domnului în frumusețea sfințeniei, să ne petrecem timpul în uimire pătrunsă de venerație și în adorare a lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul oștirilor, adune înapoi, restaurează-ne, fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. Amin. În fiecare perioadă istorică, biserica se confruntă cu influențele vremii. Adesea, filosofiile prevalente ale vremurilor afectează direcția generală a lucrării bisericii. Interesul înnoit față de închinare din biserica actuală a scos la iveală și unele aspecte și direcții care nu oglindesc o înțelegere biblică a închinării, tendințe influențate de astfel de filosofii. Un exemplu al modului în care o perspectivă filozofică poate influența direcția închinării într-o biserică este abordarea pragmatică, potrivit căreia scopul scuză mijloacele. Dusă la extrem, aplicarea acestei mentalități poate determina o biserică
să abandoneze toate formele tradiționale din biserică, din închinarea ei, și să apeleze doar la expresii care par a fi relevante pentru cei din segmentul tânăr al bisericii, cu obiectivul sau scopul suprem de a atrage la biserică a unei anumite categorii de oameni. Dar adoptarea acestei direcții extreme generează câteva întrebări. Scopul ultim al unui serviciu de închinare este atragerea oamenilor la biserică? Ce înseamnă că o anumită manifestare sau un anumit stil are relevanță numai pentru un anumit segment din biserică? Ce se comunică adunării atunci când anumite elemente ale închinării se adresează doar unei părți din adunare? Cum putem stabili dacă manifestările pe care le avem în vedere sunt chiar relevante pentru cei care fac parte dintr-un anumit segment al bisericii? Știind că o biserică locală include membrii din diverse grupe de vârstă și medii sociale, cum răspundem la nevoia ca închinarea să fie cât mai variată, ca să se adreseze acestei diversități a credincioșilor? Răspunsurile pe care le dăm la aceste întrebări reprezintă un pas important în procesul implementării schimbărilor necesare la nivelul închinării în biserica locală. Este important să identificăm tendințele sau direcțiile concrete care nu reflectă o înțelegere biblică a închinării. Uneori, acestea se nasc chiar din interesul înnoit față de închinare. Fără îndoială, astfel de tendințe din închinare conțin elemente comune. Vom evidenția 5 tendințe sau direcții care pot genera probleme în închinarea bisericii. 1. Închinarea ce reflectă utilizarea exclusivă a unui anumit stil. Repet, închinarea ce reflectă utilizarea exclusivă a unui anumit stil. În acest caz, se pune accentul pe conformarea tuturor celorlalte aspecte ale închinării la un anumit stil de închinare, de multe ori legat de un anumit gen sau stil muzical. Când vorbim de un stil de închinare, ne referim la o formă de închinare asociată cu o structură fixă, la un anumit gen de muzică sau la anumite manifestări, o structură care devine un șablon rigid. Atunci când se pune un accent exagerat pe utilizarea unui singur stil, apare tendința concentrării asupra dimensiunilor exterioare ale închinării, uneori în detrimentul aspectelor lăuntrice, care țin de inima. Punctele de discuție care devin de multe ori motive de tensiune în biserică tind să fie probleme exterioare, precum dacă sunt permise sau nu în închinare anumite manifestări fizice, bătăile din palme, ridicarea mâinilor sau îngenunchierea. 2. Utilizarea unui anumit stil muzical în detrimentul altuia. 3. În ce măsură pot fi folosite în închinare anumite instrumente,
Și 4, conformarea tuturor elementelor închinării la o anumită structură fixă a serviciului de închinare. Iată, am menționat câteva aspecte exterioare legate de această problemă. Închinarea ce reflectă utilizarea exclusivă a unui anumit stil. Acum, a doua tendință, care nu reflectă o înțelegere biblică a închinării. Închinarea este sau care este alimentată sau influențată în principal de muzică. Închinarea care este alimentată sau influențată în principal de muzică. Uneori, accentul exagerat pe rolul muzicii în închinare poate determina experiențe de închinare influențate în principal de muzică sau care ajung vizibil dependente de utilizarea muzicii. Selectarea cântărilor poate deveni o chestiune care ține seama cu precădere de preferințe sau de gusturi muzicale, în loc să fie alese acele cântări care îl glorifică pe Dumnezeu și edifică biserica. De multe ori, dezbaterile cu privire la alegerea cântărilor noi sau ale celor tradiționale pot crea unele tensiuni în sânul comunității. Deci, menționăm tendințe care nu reflectă o înțelegere biblică a închinării. 3. Închinarea care este împărțită în segmente fără legătură între ele. Dacă închinarea nu este privită în întregime, ca o experiență ce reflectă continuitate și unitate în feluritele ei expresii, ea poate fi împărțită artificial în segmente lipsite de legătură între ele. Adesea, o asemenea concepție fragmentată asupra închinării poate da naștere unui segment compus doar din cântări și piesele muzicale, urmat de un altul destinat colectei și anunțurilor pentru biserică, după care urmează segmentul alocat predicii. De aceea, prea des obișnuim să folosim termenul nepotrivit, program, în loc de închinare sau serviciu de închinare. Închinarea nu este un program. Serviciul de închinare poate fi atât de compartimentat încât să pierde legătură între segmentele închinării sau este foarte slabă. Într-o astfel de situație, este dificil să identificăm legătură între exprimările muzicale și segmentele închinării destinate învățăturii și predicării cuvântului lui Dumnezeu. 4. Închinarea ca mijloc pentru un alt scop principal decât gloria lui Dumnezeu. Multe lucruri pot înlocui glorificarea lui Dumnezeu ca scop suprem al experiențelor noastre de închinare. Iată câteva dintre ele. Atragerea oamenilor la biserică. Proiecția unui anumite imagini a bisericii în fața comunității. Sau promovarea unui anumit program ori a unei lucrări din biserică. Soluția biblică la această problemă este să punem accent pe gloria lui Dumnezeu, pe sfințenia lui Dumnezeu.
Și ultima tendință care nu reflectă o înțelegere biblică a închinării și legată de ce am menționat înainte, este închinarea ce reflectă preocuparea pentru profesionalism. Această tendință se reflectă în interes exagerat pentru performanță artistică sau chiar pentru excelență tehnică. La fel ca în tendința anterioară, gloria lui Dumnezeu poate ajunge uneori pe loc secundar, în detrimentul căutării excelenței de dragul excelenței. Când urmărirea excelenței muzicale sau artistice devine un scop superior dorinței de a-L proslăvi pe Dumnezeu, avem de-a face cu păcatul idolatriei. De-a lungul istoriei bisericii a existat o tensiune între urmărirea excelenței din considerente umane și dorința de a-i dărui lui Dumnezeu ce este mai bun. Deci, după această discuție, ai identificat o tendință sau mai multe care crezi că ar trebui să fie discutate în biserica ta? Ce pași concreți ar trebui făcuți pentru rezolvarea lor? Până la urmă, interesul înnoit pentru închinarea bisericii poate fi uneori influențat, motivat sau determinat de orice dintre tendințele nesănătoase menționate anterior. A lua decizii privitoare la planificarea închinării nu înseamnă a răspunde la gusturile sau preferințele închinătorilor. Înnoirea autentică a închinării este rezultatul întâlnirii autentice cu Dumnezeu. O astfel de întâlnire cu Dumnezeu atinge inima și nu are legătură în primul rând cu considerente exterioare, precum alegerea stilului muzical sau a formelor de închinare. Ea reflectă cu adevărat o înțelegere biblică a închinării. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Eclesiastul 1:9. Întotdeauna trebuie să evaluăm atent modul în care baza biblică pentru închinare poate fi diluată de influență culturală sau de schimbare perspectivei asupra lumii și vieții sau de filozofia vremii. În cartea mea despre închinare sunt incluse și 3 capitole despre istoria închinării. În studiul reformei din secolul al XVI-lea am identificat câteva aspecte ale practicilor de închinare care în acea perioadă au avut nevoie să fie restaurate conform înțelegerii biblice. Când privim cu atenție la modul în care era înțeleasă închinarea și la practicile închinării din trecut, în special la aspectele care nu reflectau o poziție corectă din punct de vedere biblic, vom fi mai vigilenți când apar probleme similare în biserica contemporană. În acel studiu din istoria închinării, m-am gândit la câteva tendințe ale bisericii contemporane care ar putea fi comparate cu practicile de închinare din perioada premergătoare reformei. Deci, tendințe
ale bisericii contemporane care ar putea fi comparate cu practicile de închinare din perioada premergătoare reformei. Iată doar 5. 1. Implicarea redusă a congregației. Cu o atmosferă mai degrabă de spectacol decât cu angajarea tuturor închinătorilor. 2. Importanța redusă a rugăciunii comunitare. Implicarea unui singure persoane în rugăciunea congregației, cum ar fi în zilele noastre liderul de închinare sau păstorul. 3. Schimbarea subtilă de perspectivă cu privire la muzică, ca fiind un nou fel de sacrament, și anume că prin muzică am putea cumva asigura prezența lui Dumnezeu sau am putea atrage mai multe binecuvântări de la Dumnezeu. În acest sens, muzica poate fi uneori considerată în mod greșit ca având calități de natură mistică. 4. Separarea fizică și distanțarea a liderului de închinare față de congregație în timpul serviciului de închinare. Și 5. Caracterul comercial subtil al bisericii sau încurajarea imitării unui anumit stil de închinare sau a unui tip de biserică cu scopul de a atrage mai mulți participanți. Am discutat, deci, anumite tendințe care nu reflectă o înțelegere biblică a închinării. Doamne, Dumnezeul oștirilor, adune înapoi. Restaurează-ne, Doamne. Fă să lumineze fața Ta peste noi și vom fi eliberați. Amin. Înnoirea autentică a închinării bisericii reflectă înțelegerea faptului că închinarea are de-a face cu relațiile. Cu relațiile, nu cu ceea ce facem în serviciile de închinare. Este o întâlnire între Dumnezeu și poporul Său. Despre aceste lucruri, esența închinării personale și a celei congregaționale, am discutat în prima prelegere, rolul muzicii în închinare. Însă, de regulă, există anumite trăsături observabile care arată dacă se produce înnoirea închinării. În cele ce urmează, vom observa anumite trăsături ale închinării înnoite ce au fost identificate în diferite tradiții, denominații sau mișcări din sânul bisericii în ultima perioadă. Multe dintre ele pot fi găsite în bisericile protestante, evanghelice, reformate, luterane și anglicane, precum și în bisericile de tradiție catolică și ortodoxă. De asemenea, ele pot fi recunoscute atât în cadrul stilurilor formale, cât și în cadrul stilurilor informale de închinare. Desigur, nu este nevoie ca într-o biserică să fie prezente toate trăsăturile discutate aici, ca să putem spune că are loc o înnoire. Modurile în care închinarea capătă o viață nouă în bisericile locale sau în denominații
reflectă de regulă o mare varietate de manifestări. Fiecare situație prezintă o combinație unică de trăsături. În bisericile sau denominațiile în care înnoirea închinării este o realitate, se regăsesc multe dintre următoarele 7 caracteristici. Prima, importanța acordată Scripturii. În bisericile unde există o înnoire autentică a închinării, se acordă prioritate Scripturii în mai multe feluri. În mod special, Cuvântul lui Dumnezeu slujește ca bază pentru conținutul închinării. Se creează oportunități pentru implicarea adunării în modalități creative de citire, studiere sau cântare a Scripturii. Cartea Psalmilor este o sursă extrem de bogată în sensul acesta. 2. Oportunități pentru implicarea congregației. Închinătorii sunt implicați activ în experiența închinării prin cântat, prin citire și prin rugăciune. De asemenea, se acordă atenție implicării întregilor ființe, minte, inimă, voință și trup, inclusiv diverse simțuri. Pe lângă aceste aspecte, se pune accent pe o implicare a tuturor vârstelor în cadrul serviciilor. Înnoirea închinării se manifestă atât prin elemente atent planificate, cât și prin manifestări spontane. În biserica ta, ce forme sau expresii ale închinării ar putea fi introduse pentru a facilita manifestări mai spontane din partea închinătorilor? Punctul 3. Importanță acordată actelor de cult ale bisericii, cină Domnului și botezul. Actele de cult, cină Domnului și botezul sunt mai mult decât niște simple elemente adăugate unui serviciu de închinare, fără legătură cu întreaga experiență. Acestora trebuie să îi se acorde o atenție ce reflectă semnificațiilor biblică și subliniază bogăția simbolismului lor. În același timp, închinătorilor trebuie să îi se pună la dispoziție modalități creative de participare la cina Domnului și la serviciile de botez. Iată un exemplu. La prima mea participare la cina Domnului, după convertire și botez, am fost îndemnat de păstorul bisericii să dau un gest simbolic la această experiență. Fiecare participant a fost încurajat să-și introducă degetul în paharul gol după ce a băut rodul viței. Și făcând acest gest simbolic, să mediteze la faptul că Hristos s-a golit pe sine însuși, ca act de ascultare față de Tatăl, pentru ca noi să avem părtășie cu Dumnezeu. De la acea primă participare la masa Domnului, gestul acela simbolic pentru mine a acumulat cu fiecare participare la masa Domnului înțelesuri tot mai adânci despre jertfa lui Hristos pentru mine. Deci vorbim de anumite trăsături ale închinării înnoite. Numărul 4. Îmbogățirea închinării cu ajutorul tradițiilor antice. Multe biserici care experimentează înnoirea închinării
au descoperit resurse din tradițiile antice care îmbogățesc conținutul închinărilor. De pildă, textele unor rugăciuni aparținând bisericii antice pot sluji ca expresii ale laudei, mărturisirii sau consacrării în biserica actuală, fiind citite de adunare, în formă de dialog sau împreună. Pe lângă aceasta, textele antice pot îmbogăți expresiile muzicale ale congregației prin imnuri tradiționale sau prin texte vechi învășmântate în melodii și stiluri noi și proaspete. Iată câteva exemple de resurse disponibile. Rugăciunea lui Francisc de Assisi, secolul al XIII-lea, inclusă în culegerea Iubilate, volum 2, ca o citire responsorială: Doamne, fă-mă o unealtă a păcii tale. Și Cartea Valea Vedenilor, o colecție de rugăciuni și devoțiuni puritane din secolul al XVII-lea, editate de Arthur Bennett la editură Kerigma. 5. Atenția acordată calendarului creștin. Recunoașterea și celebrarea sărbătorilor creștine în decursul anului îmbogățește închinare ca un conținut teologic consistent. Lucrul acesta este adevărat indiferent dacă bisericile au o structură mai formală, mai liturgică a închinării, ori dacă se manifestă mai liber sub aspectul structurii și al stilului de închinare. Respectarea calendarului creștin este unul din elemente comune ale bisericilor creștine din toată lumea, în toată diversitatea lor, de exemplu Adventul și nașterea Domnului, postul Paștelui, Săptămână Mare și Învierea Domnului. Deci, trăsături ale închinării înnoite. 6. O paletă largă de expresii muzicale. Înnoirea închinării implică și utilizarea unui palete largi de expresii muzicale, ce apelează la tradiții din trecut, dar și la contextul contemporan. Îndemnul psalmistului, cântați Domnului o cântare nouă, este îndeplinit prin creație inspirată, prin scrierea unor texte poetice, precum și a unor melodii și armonii noi, proaspete, toate născute din cultura bisericii de azi. Slavă Domnului pentru atâtea cântări noi compuse de români în ultima perioadă. Pe lângă acestea, în închinare se folosesc și felurite instrumente introduse în moduri adecvate cu multă sensibilitate la cultura specifică locului. Ultimul punct în această listă de caracteristici ale închinării înnoite. Integrarea artei. Unul dintre semnele înnoirii închinării în biserica de astăzi, din întreaga lume, este atenția specială acordată creativității manifestată prin diferite expresii artistice. Aceasta nu include doar muzica, ci și artele vizuale, literare și ale mișcării. Adesea, bogăția expresiilor artistice reflectă contextul cultural, conferind astfel o frumusețe și o semnificație specială închinării din acea cultură. Am putea adăuga aici
integrarea chipzuită a mijloacelor multimedia, în special cu scopul de a încuraja implicarea creativă a închinătorilor și de a crește participarea lor prin intermediul simțurilor văzului și auzului. De asemenea, folosirea eficientă a diferitelor forme de media poate îmbogăți comunicarea în timpul predicii sau al altor momente de învățătură. Desigur, utilizarea oricui tip de asistență tehnică trebuie să rămână doar atât. Un ajutor. Un ajutor pentru închinător. Nu ceva care să abată atenția de la esența experienței noastre cu Dumnezeu. Cu siguranță putem recunoaște câteva din aceste 7 trăsături în bisericele noastre și poate intenționăm să dăm o atenție sporită la anumite aspecte menționate aici. Totuși, înnoirea adevărată în închinare este doar lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm și iar ne rugăm sub conducerea Duhului Sfânt și întotdeauna ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune David Peterson, închinarea este o relație sau o comuniune cu Dumnezeu în termenii Lui, în termenii Lui și modul în care numai El o poate face posibilă. Închinare, o comuniune cu Dumnezeu în termenii Lui și în modul în care numai El o poate face posibilă. Doamne, Dumnezeul oștirilor, adune înapoi, restaurează-ne, Doamne, fă să lumineze fața Ta peste noi și vom fi eliberați. Amin. Închinare comunitară îndeplinește un rol semnificativ în elementele importante ale vieții. Ceremonia căsătoriei, binecuvântarea unui copil nou născut și trecerea în veșnicia a cuiva drag. Serviciile de închinare legate de aceste evenimente trebuie să oglindească scopurile supreme ale strângerii la oaltă. În primul rând, glorificarea lui Dumnezeu, edificarea bisericii și proclamarea mântuirii prin credința în Hristos. Astfel, planificarea nunților, a serviciilor de binecuvântare a copiilor și a celor funerare trebuie să reflecte principiile biblice în cadrul planificării închinării, cu un accent pe cuvântul lui Dumnezeu, cu momente de rugăciune și cu ocazii pentru implicarea închinătorilor prin mai multe forme. Chiar dacă aceste evenimente se concentrează asupra oamenilor și asupra unor momente importante în viețile lor, ne rugăm ca experiența închinării să-L onoreze pe Dumnezeu, să-I edifice pe credincioși și să fie o mărturie pentru necredincioșii prezenți. Haideți acum să aruncăm o privire mai atentă asupra bisericii unde slujești. Este un exercițiu sănătos să cugetăm cu sinceritate la viața de închinare a unei biserici locale, la manifestările ei obișnuite pe parcursul unei perioade mai lungi de timp. Aceasta nu înseamnă să recurgem o listă de evaluare
ca și cum închinarea dintr-o biserică locală ar trebui evaluată. În ultima instanță, Dumnezeu caută închinători autentici în duh și în adevăr. Viața de închinare comunitară a bisericii locale este rodul închinării zilnice a ucenicilor lui Hristos. Nu doar ceea ce se întâmplă când aceștia se adună ca biserică. Totuși, există elemente esențiale asupra cărora merită să ne oprim atenția. O astfel de privire ar trebui să includă următoarele patru aspecte importante. 1. Teologia, doctrinele și conținutul biblic. 2. Structura și continuitatea în închinare. 3. Conducerea închinării. Și 4. Modurile de exprimare muzicală. Acestea sunt considerente care trebuie analizate și discutate în mod regulat la întâlnirile grupurilor mici, a grupurilor de rugăciune din biserică și, bineînțeles, întâlniri cu slujitorii bisericii. În ceea ce privește teologie, doctrină și conținutul biblic, să ne cercetăm folosind următoarele întrebări. Serviciile de închinare declară în mod repetat lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu prin Hristos, așa cum este prezentată în Scriptură? La citirea și predicarea Scripturii sunt alese pasaje atât din Vechiul Testament și Psalmi, cât și din Evanghelii și din Epistole? 2. În ceea ce privește structura și continuitatea în închinare, să ne punem următoarele întrebări. Direcția generală a serviciilor este îndreptată spre Dumnezeu sau spre oameni? Cât de mult sunt încurajați închinătorii să se implice activ în rugăciune, cântare, citirea Scripturii, dărnicie și în interacțiunea cu ceilalți. Desfășurarea serviciului de închinare îi cuprinde pe toți închinătorii în toată diversitatea lor în ce privește vârsta și experiența spirituală? Serviciile de închinare reflectă o progresie a experiențelor de închinare însoțite de îndemnuri și motivații solide pentru închinătorii? Slujește forma închinării în mod adecvat bisericii? Structura sau forma generală a închinării se schimbă din când în când? Se acceptă modificări pentru a încuraja implicarea tuturor închinătorilor? Acum câteva lucruri legate specific de structura închinării. În primul rând, suntem îndemnați la rânduială. 1 Corinteni 14:40. Suntem îndemnați la rânduială. Forma sau structură adecvată a închinării slujește biserica, așa încât atenția participanților să se concentreze pe prezența lui Dumnezeu, nu pe formă sau pe alte elemente exterioare, cum ar fi stilul muzicii. Scriitorul englez creștin C.S. Lewis a sugerat că forma adecvată de închinare se aseamănă cu o pereche de pantofi potrivită ca mărime, de care ne putem folosi bine la mers. Ne simțim
confortabil în încălțămintea noastră câtă vreme aceasta ne slujește cum ar trebui. Fără a atrage atenția supra ei, nu este nici prea strâmtă, nici prea largă. Cum este forma serviciului de închinare la biserica ta? Ești conștient de formă sau structură mai mult decât prezența și lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul laudilor? Structura adecvată a închinării este un instrument care trebuie să slujească biserica, înlesind întâlnirea dintre Dumnezeu și poporul său. Ea oferă în mod natural oportunități prin care Dumnezeu vorbește și acționează, iar biserica răspunde. Forma închinării într-o biserică trece prin anumite modificări de-a lungul timpului, ca răspuns la schimbările din societate sau din comunitatea credincioșilor. Prin urmare, structura închinării și maniera în care sunt exprimate elementele închinării trebuie analizate și evaluate în mod regulat pentru a se stabili dacă sunt în continuare adecvate bisericii. Însă, când vorbim despre schimbări la nivelul formei, nu ne referim la elementele normative din perspectiva scripturală, care nu trebuie schimbate. Rugăciunea, învățătura din scriptură, predicarea cuvântului lui Dumnezeu și cina Domnului. Ajustarea formei închinării înseamnă ajustarea modului în care sunt practicate sau exprimate aceste elemente esențiale. Să continuăm cu considerentele care trebuie analizate și discutate în mod regulat. Acum despre conducerea închinării. Cu privire la conducerea închinării, ne gândim la următoarele întrebări. Cei care conduc segmentele de închinare sunt bine pregătiți și comunică cu claritate și sinceritate? Închinătorii sunt încurajați să-și trăiască credința ca un mod de viață de închinare? Și în final, cu privire la moduri de exprimare muzicală. Cântările sunt alese în concordanță cu tema sau cu direcția generală a închinării? Se păstrează un echilibru între cântările cunoscute și cele noi sau mai puțin cunoscute? Între conținutul obiectiv și cel subiectiv sau personal al închinării? Cântările congregaționale sunt sprijinite de un acompaniament potrivit? Elementele tehnice, amplificarea, lumină, proiecția, sunt folosite eficient, fără să distragă atenția de la experiența cu Dumnezeu? Urmează, în final, câteva întrebări pe care trebuie să ni le punem când ne rugăm. Când ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze viața de închinare a bisericii. Aici sunt două categorii. Închinarea ca mod de viață și comunitatea și unitatea. Închinarea ca mod de viață exprimă cei care participă la închinare bisericii prin trăirea lor zilnică, dorința de a crește în umblarea cu Hristos. Cum se manifestă această dorință? Au închinătorii un mod de viață caracterizat
prin închinarea înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce privește comunitatea și unitatea, sunt celelalte lucrări ale bisericii, cum ar fi ucenicia, implicarea socială sau evangelizarea, un rezultat al întâlnirii autentice a poporului Dumnezeu cu El în închinare? Se implică credincioșii în rugăciune unii pentru alții, la adunările de închinare, în grupurile mici, în familii? Există o atmosferă de dragoste și grijă reciprocă atunci când biserica se adună pentru diferite evenimente? Discuțiile din biserică vizează umblarea zilnică a închinătorilor cu Hristos și modul în care este reflectată în serviciile de închinare, mai degrabă decât gusturile și preferințele personale ale închinătorilor la serviciile de închinare? Își aduc membrii comunității de credință contribuția personală la închinare ca mădulare în trupul lui Hristos? Să ne rugăm. Să ne rugăm și iarăși să ne rugăm. Te încurajez, după ce vizionezi acest video, să scrii o rugăciune personală amplă care să aducă înaintea lui Dumnezeu cuvintele gurii și cugetele inimii tale. Să fie incluse în rugăciunea ta pasaje din Scriptură și expresii ale pocăinței personale înaintea lui Dumnezeu, precum și mulțumirea, lauda și consacrarea. Completează rugăciunea cu cereri specifice pentru biserica în care ești implicat și cuvinte de mijlocire pentru persoanele alături de care slujești, pentru cei pe care îi mentorezi sau pe care îi ucenicizezi, sau pentru cei care doresc să devină închinători adevărați în duh și în adevăr. Fă ca Dumnezeu să audă strigătele inimii tale. Doamne, Dumnezeul oștirilor, adune înapoi, restaurează-ne, Doamne, fă să lumineze fața Ta peste noi și vom fi eliberați. Amin. Vom încheia acest timp cu o exprimare a tânjirii noastre. În cerul e un tron de slavă, har și judecată, acolo închinarea e ca jertfa necurmată. Tărie, cinste, lauda, înțelepciune, slavă, putere, bogăție, spre Mielul și spre Tatăl. Ești vrednic, Tu ce-ai fost jertfit
prin sânge nepătat, ne-ai curățit și pentru Tatăl ne-ai răscumpărat. În cerul este o cetate de mielul luminată. În închinare îi vom sluji ca jertfă.